Bună ziua, Adrian Marin este numele meu și împreună cu colega mea, Georgiana Androne, vom prezenta astăzi un webinar despre IG. În prima fază aș avea rugămintea să-mi transmiteți dacă se aude, dacă este totul în regulă. Dacă puteți să ne confirmați, vă rog. Ok, în regulă. Adrian Marin sunt, după cum vă spuneam, și împreună cu colega mea, Georgiana Androne, Bună seara! vă vom prezenta platforma de IG. Voi începe prin a vă prezenta în prima fază platforma aceasta demo. Avem aici și platforma reală pe contul real ca să vedeți dumneavoastră exact cum se afișează. În regulă. Ok. Așadar, bănuiesc că majoritatea dintre dumneavoastră v-ați obișnuit deja cu interfața acestei platforme. Noi am mai ținut webinarii în acest sens și v-am explicat, însă în prima fază aș dori să evidențiez informațiile mai importante ce vă sunt afișate în această platformă, cum puteți să operați pe ea și așa mai departe. În prima fază, după cum observați, aceasta este versiunea by default, practic cea prestabilită a platformei, unde putem vedea în prima fază, în partea stângă, un finder. Practic, aici putem căuta orice instrument financiar pe care dorim să îl tranzacționăm printr-un simplu search. Apoi avem fereastra de Popular Markets. Practic, e o listă predefinită în care apar cele mai importante instrumente. Da? Totodată avem secțiunea de Open Positions. În momentul în care avem anumite poziții deschise în piață, putem să le urmărim foarte simplu din această fereastră cu diverse informații. Vom deschide în cele ce urmează și noi o poziție pentru a vedea exact ce informații vă sunt afișate. Apoi Working Orders, unde găsiți anumite ordine ce le aveți dumneavoastră puse în așteptare. Așadar, după cum spuneam, aici la Finder putem să găsim odată, în cazul în care nu doriți să parcurgeți toată lista aceasta până găsiți un anumit instrument, puteți să-l treceți direct aici la Finder. Da? De exemplu, perechea Euro USD, îl avem aici. În momentul în care îl accesăm, observăm toate instrumentele ce au această pereche ca activ. Da? Standard va apărea doar euro-dolar. Da? În momentul în care dăm click efectiv pe respectiva pereche valutară, ni se va deschide un tichet ce vă poate ajuta pentru deschiderea unui ordin. Da? După cum spuneam, vom deschide și noi un ordin pentru a putea observa cum se mișcă platforma. Așadar, avem aici mărimea contractului. În cazul în care doriți anumite opțiuni avansate ale acestui ordin, și anume, dacă doriți să vi se deschidă poziția numai dacă vi se acoperă cantitatea totală solicitată sau să acceptați o parte din ordin. Această opțiune cu Accept Partial Fill, practic să acceptăm doar o anumită parte din ordinul pe care îl lansați dumneavoastră, ne poate ajuta în momentul în care să spunem că aveți deja o poziție deschisă de două contracte, da? Și nu doriți să le lichidați decât jumătate din acesta, puteți să puneți mai apoi un contract și vi se va vinde respectiva poziție inițială. Pentru moment mergem pe full size only și aici avem ordinul care se va lansa la prețul curent al pieței. Printr-un click simplu observăm că s-a deschis poziția. Totodată eu am deschis și varianta Pro Real Time, care iarăși ne-a semnalat faptul că s-a deschis o poziție și am primit o confirmare a ordinului. După cum putem vedea, ni s-a deschis respectiva poziție. Avem aici nivelul la care am intrat, cantitatea și un profit sau pierdere realizată pe respectiva poziție. Acum la profit și pierdere aici putem avea diverse
diverse opțiuni, bine, diverse opțiuni ce să apară în această fereastră de open positions, pentru cei de noastre care doresc să vadă profitul sau pierderea nerealizată în valuta contului, aveți această opțiune Profit and Loss Euro, având în vedere că în momentul de față contul este denominat strict în euro. Aici undeva jos avem profitul sau pierderea în valuta contului. În cazul în care avem deschise mai multe poziții și pentru a ne fi mai ușor să le urmărim, putem să selectăm această opțiune și atunci le vom vedea grupate pe fiecare valută în parte sau pe fiecare simbol în parte, cel mai important. Adi, dacă pot să te întrerup o clipă, Sigur. văzusem mai devreme în tabelul cu informații despre euro-dolar că apare în două versiuni, euro-dolar și euro-dolar mini. Ok. Poți să-mi explici care este diferența dintre ele? Sigur că da. În prima fază vom vedea că acest contract standard de euro-dolar are ca și expunere reală în piață o cantitate de 100.000 de unități, practic 100.000 de euro. După cum ați putut vedea, în momentul în care mergem pe Pricelist, practic în momentul în care se listează absolut toate instrumentele financiare cu acest activ suport, putem merge pe acest triunghi cu săgeata în jos, în momentul în care ni se vor deschide mai multe opțiuni ce le putem accesa. Get Info este una din opțiunile ce ne ajută foarte mult pentru a vedea mărimea contractelor. În cazul acesta, după cum spuneam, contractul standard pe platforma aici este de 100.000 de euro. Și acest lucru e valabil pentru toate perechile valutare, bănuiesc. Într-adevăr, da, pentru toate perechile valutare, având totodată și opțiunea de mini despre care vorbi imediat. Așadar, pe lângă mărimea contractelor, putem vedea și marja imobilizată în funcție de în funcție de mărimea contractelor, în funcție de mărimea pe care doriți să o luați dumneavoastră. Cu cât cantitatea crește, cu atât marja va fi mai mare, crescând totodată și riscul poziției respective. După cum spuneam, avem odată contractul standard și contractul mini. În cazul acesta, în momentul în care mergem la Get Info, vedem că este de 10.000 de unități, 10.000 de euro. Da? Deci este mai mic pentru persoanele care doresc să tranzacționeze cantități mai mici în primă fază pentru a nu risca întreaga cantitate. Acum, o mică diferență între platforma aceasta demo și platforma reală, pentru că de aceea am vrut să vedeți dumneavoastră o comparație pentru a vă putea obișnui încă de la început. În momentul în care, să spunem, mergem pe varianta de cont reală și selectăm euro-dolar, da? Nu veți vedea că nu există decât o singură pereche, da? Euro-dolar. Ei bine, acesta este contractul standard. Dacă mergem la Get Info, avem aici contract standard de 100.000 de euro. Da? Ne putem întreba unde este contractul minim în acest caz. Ei bine, foarte important este cantitatea minimă pe care o puteți accesa, o puteți lua efectiv în momentul în care deschideți o poziție. În cazul acesta este de 0,1 contracte. Prin tastarea a 0,1 contracte aici la cantitate, atunci vom avea o marjă mai mică imobilizată, în sensul în care efectiv contractul devine de 10.000 de euro. Ok, După bine de cum, știut. sigur că da, după cum spuneam, în cazul acesta, la euro-dolar, varianta standard de pe platforma demo, nu avem decât un contract ce poate fi cantitatea minimă ce poate fi achiziționată. Da? Cazul în care mergem pe mini, iarăși un contract, însă deja acesta este varianta de 10.000 și, după cum vedem, avem aceeași marjă imobilizată, undeva la 58,34 de euro pe contul demonstrativ și la fel aproximativ și pe contul real. Deci, foarte important, în momentul în care tranzacționați perechile valutare, această mică diferență ce trebuie avută în vedere. Ok. Vom rămâne în momentul de față la platforma reală. În cazul în care mai apar diferențe, vi le voi prezenta fără nicio problemă. Ok, deci am văzut motorul de căutare al instrumentelor financiare, am văzut listele predefinite, pozițiile deschise și pozițiile în așteptare. Da? După aceea putem să mergem la watchlist, de exemplu.
Aici vom avea mai multe, bine, popular markets pe care deja îl vedem. Recently traded apare instrumentul pe care l-am tranzacționat mai devreme, sau pot apărea diverse instrumente ce le putem adăuga noi. Acum, pentru a adăuga un astfel de CFD în lista noastră de vizualizare, nu trebuie decât să facem din nou un click pe acest buton ce ne deschide mai multe opțiuni, după care avem opțiunea Add to Watchlist. Da? În momentul în care am deschis această pagină, ne întreabă unde dorim și mergem pe varianta aceea. Am primit confirmarea că s-a adăugat. În momentul în care mergem pe Watchlist la Ciprian 1, vedem că ni s-a adăugat ultima variantă. Da? Ok. Open Positions, secțiunea de Open Positions și Working Orders, în cazul în care să zicem că doriți să le ștergeți, se pot deschide automat din fereastra de sus, din meniul de sus. Ce este interesant este faptul că, de exemplu, la această platformă putem să adăugăm mai multe ferestre în funcție de cum dorim. Da? Deci putem să mergem undeva în jos până în momentul în care dorim să adăugăm mai multe, să spunem, mai multe instrumente. Da? Mai multe ferestre și așa mai departe. Da? Ni s-a deschis și graficul între timp și, după cum spuneam, putem să-l ducem în jos. Asta ca informație în cazul în care doriți să vă personalizați dumneavoastră platforma într-un anumit mod, să știți că nu sunteți forțați să o păstrați într-o singură modalitate. Da? Că tot am discutat despre grafice, putem să observăm faptul că pe grafice avem și de aici mai multe opțiuni ce pot fi accesate. În primul rând, la secțiunea de deals, pentru a putea deschide o poziție direct de pe grafic, în cazul în care nu doriți să mai mergeți sus, să căutați instrumentul și așa mai departe, dacă l-aveți dumneavoastră direct deschis pe grafic, atunci putem să selectăm Place a Deal, opțiunea Place a Deal, după care selectăm mărimea contractului, în cazul în care dorim să adăugăm un stop loss sau un take profit, o limită, după care putem să mergem, dacă doriți să mergeți pe prețul pieței, la buy și sell. Da? Ce este foarte important pentru așa dintre dumneavoastră care folosesc hedging-ul foarte mult în tranzacționare, este acest force open, care ne permite deschiderea a două poziții long și short concomitent. Da? Deci, în cazul în care ați deschis o anumită poziție, să spunem un long pe aur, și în același timp ați dori să mergeți și pe un short, dacă inițiați un alt ordin fără a avea bifat acest force open, practic veți închide poziția inițială. E foarte important pentru a nu avea probleme în cazul în care doriți să faceți hedging pe anumite poziții. A zis, scuze că te întrerup, avem opțiunea aceasta și în momentul în care punem ordinul din fereastra pe care ne-ai arătat-o inițial. Da, cel mai sigur, da. Dacă mergem din nou la Spot Gold, după cum apare pe grafic, avem și aici pe Ok. tichetul acesta, pe tichet, butonul de Force Open, iarăși care trebuie bifat, trebuie să aveți în vedere să îl bifați în momentul în care inițiați aceste ordine. Ok, mersi. De plăcere. Revenind la grafic, deci acesta practic este modalitatea prin care se poate iniția un ordin la piață. Dacă dorim să punem un ordin în așteptare la un anumit nivel, putem să avem iarăși aici opțiunile ce vă oferă această posibilitate. Prin bifarea a opțiunilor acestora, Show Open Positions și Show Working Orders, aveți dumneavoastră practic posibilitatea să vedeți efectiv pe grafic pozițiile deschise și să nu mai trebuiască să mergeți la Open Positions. După aceea,
Ca și modalitate de a opera pe grafic, avem time frame-ul, da? Practic, pentru a putea vedea un grafic, acesta fiind daily, fiecare lumânare, fiecare candlestick reprezintă o zi de tranzacționare, putem să ne jucăm și să punem pe ce perioadă de timp dorim, da? Putem să mergem pe o oră, pe 30 de minute, în funcție de cum tranzacționați dumneavoastră. Iarăși cu mențiunea că rămâne în continuare acest meniu de ordine deschis în continuare, oriunde v-ați afla pe grafic. Dacă mergem la secțiunea de technical, aici putem să adăugăm diversi indicatori de analiză tehnică. Un exemplu este media mobilă simplă, pe care în prima fază ea se deschide predefinită, are 3 perioade, 20, 50 și 100. Ei bine, dumneavoastră, dacă doriți doar una dintre ele, le puteți debifa pe celelalte și veți rămâne cu una singură. Da? Totodată, aici puteți găsi lista completă, să spunem și un RSI, cazul în care doriți să vedeți zonele de supracumpărare, supravânzare, îl puteți adăuga fără nicio problemă. În cazul în care doriți să ștergeți un anumit indicator, atunci pur și simplu avem butonul de remove. Da? Pentru introducerea, să spunem, unei figuri pe grafic, și anume un Fibonacci, selectăm la Drawings, opțiunea de Drawings, să spunem Fibonacci, am dat un click și îl putem selecta până la nivelul la care dorim. Da? El rămânând activ. Printr-un simplu click, mai apoi putem să ștergem respectiva indicator. Alerte, totodată, dacă doriți să adăugați o alertă de indicator, puteți face din această opțiune. Și în cazul în care v-ați customizat dumneavoastră graficul într-o anumită modalitate și nu doriți ca de fiecare dată când deschideți platforma să reluați respectiva mișcare, aveți aici la layouts opțiunea de a salva respectivul grafic și în momentul acela se rămâne prestabilit aici în funcție de cum l-ați setat inițial. Aceeași opțiune o puteți întâlni și pentru platformă efectiv, în cazul în care v-ați modificat și configurația platformei, puteți merge la layouts și să vă stabiliți o singură modalitate de afișare. Continuând, deci am discutat despre ordine, aici aveți secțiunea de alerte, în cazul în care v-ați pus dumneavoastră o alertă pe ceva anume, vi se vor afișa aici. Activitatea pe cont, aici avem o modalitate ușoară de a găsi activitatea. Etichetele ce au fost inițiate, după cum vedeți, avem un tichet ce a rămas deschis pe Gold după ce v-am arătat ceva mai devreme. Îl putem închide în cazul în care îmi doriți să și de aici putem șterge. Graficele, iarăși avem deschis un grafic pe aur, ce ne este afișat undeva mai jos. Acum, ce este mai important și ce vă poate ajuta, cu ce anume vine în plus această platformă, avem secțiunea de tools, da? La secțiunea de tools, foarte important, mi se pare mie, fiind această versiune a platformei Pro Real Time, eu o am deja deschisă, trebuie să o aveți activată pe cont și totodată să o descărcați mai apoi. Ea arată ceva de genul acesta, o să discutăm imediat despre ea și ce anume vă poate oferi. Dar revenim într-un moment și acolo. Rămânând pe varianta de web, avem secțiunea de Auto Charters și Trading Central. Ei bine, acestea sunt două tool-uri ce, să spunem, vă pot ajuta
în luarea deciziilor de tranzacționare. Desigur, cu mențiunea că foarte importantă este în prima fază analiza pe proprie pe care o faceți dumneavoastră, aceștia fiind doar tool-uri care vă pot ghida și nu înseamnă că trebuie să le luați efectiv per se cum sunt prezentate. Cel mai bine verificați informația din mai multe surse în momentul în care doriți să deschideți anumite poziții. Ei bine, aici avem așa numitul trading opportunities, în care ne este afișată o analiză tehnică pe diverse instrumente. Dacă să spunem mergem pe commodities, ni se vor afișa în funcție de cele identificate în piață, în funcție de cele pe care le identifică website-ul în momentul respectiv. Da? Deci, practic, astea sunt idei de tranzacționare bazate pe analiză tehnică. În cea mai mare măsură, într-adevăr, da, în cea mai mare măsură. După cum vedeți, avem aici pe o așa numită trading opportunity pe US Dollar Basket, practic pe dolar în momentul de față. Observăm faptul că ne este indicat și aici pattern-ul, deci practic formațiunea ce poate apărea pe grafic, un canal descrescător, da? Intervalul acesta de 240 de minute și putem vedea o potențială evoluție. Acum, foarte important să urmăriți pentru o perioadă dacă se concretizează sau nu. Evident, după cum v-am spus, depinde de reacția pieței și nu numai. Da? Aici avem mai multe informații legate de oportunitatea respectivă. Aici, săgeata aceasta practic indică că poate fi un moment de buy. Și aici calitatea respective oportunități și așa mai departe. Ok. Aici puteți să vă selectați dumneavoastră mai multe opțiuni cum să vă apară respectivele informații. Aici, în cazul în care deci, avem oportunități active în momentul de față și oportunități să le spunem așa ce au trecut expirate. Da? Foarte important să uitați la calitatea aceste oportunități pentru a testa dacă sunt relevante sau nu. Autochartistul are evident mai multe informații ce vă pot fi afișate. Dacă doriți să vă aruncați unul peste el, cred că v-ar putea ajuta. Trecând de la autochartist la technical analysis, putem găsi iarăși anumite modalități de identificare a așa anumitor oportunități în funcție de cum efectiv arată fiecare indicator de analiză tehnică în parte. Da? Aici avem pe sectoare sau pe mai bine spus în funcție de activele suport, o să mergem să spunem pe Forex. În momentul acesta ni se deschid așa numitele identificări ale unor pattern-uri pe respectivele perechi valutare. După cum vedeți, să spunem AUD USD, practic perspectiva este de a rămâne bullish. În momentul de față, putem observa aici o analiză tehnică în care sunt introduși mai mulți indicatori. Putem vedea un RSI și totodată nivelele de suport și rezistență. Da? În cazul în care este depășit, practic aici avem o preconizare a ceea ce s-ar putea întâmpla. Da? Practic, în funcție de ce informații sunt prezentate de Trading Central, avem aici our preference, în sensul în care ceea ce consideră că se va întâmpla și un scenariu alternativ în cazul în care nu se concretizează. Da? Totodată, după cum spuneam, nivele de suport și de rezistență și le puteți identifica și pe grafic. Da? Aici, în funcție de fiecare indicator în parte, puteți să analizați oportunitatea din momentul respectiv. Da? Pe lângă Forex putem găsi pe commodities respectivele oportunități în funcție de cele indicate în piață.
Și cam atât. În rest, trebuie să luați dumneavoastră la descoperit, fiind foarte multe informații ce sunt afișate și actualizate automat în fiecare zi în funcție de oportunitățile din piață. Așadar, am avut secțiunea de instrumente, totodată avem secțiunea de news, ce să spunem că vă poate ajuta, având în vedere că acum se pot găsi pe majoritatea website-urilor de specialitate foarte multe informații. Este foarte bine să fiți selectiv în informația ce vi se afișează peste tot. La secțiunea de research avem iarăși trei instrumente ce vă pot ajuta pentru o analiză a piețelor. Avem odată market data. Practic avem aici câteva informații, un market insight, da? Câteva informații despre pozițiile ce sunt în piață în momentul de față. Să spunem că mergem pe S&P 500, avem aici cotațiile și dacă dăm click pe el, observăm că ni se vor deschide mai multe informații. Da? Prima fază apare și un grafic. Exact, asemănător cu cel din platformă direct. Și foarte important acestea, să spunem, chart patterns, deci formațiuni pe grafic în funcție de cum au fost identificate pe AutoChartist, pe tool-ul pe care l-am văzut ceva mai devreme. Da? Aici o secțiune de știri în cazul în care sunteți interesat și totodată client sentiment. Practic aici vedem în funcție de pozițiile deschise în piață de către clienții IG, vedem care este sentimentul pe ansamblu. În sensul în care dacă sunt majoritatea pe cumpărare sau pe vânzare. Ei bine, în cazul acesta putem observa că 78% dintre poziții sunt deschise pe short, da? Deci misează pe o scădere și totodată avem și o activitate a trading-ului în funcție de intervalele de timp. În ultima oră, astăzi, în săptămâna aceasta și luna aceasta, da? În fine, putem găsi și cele mai tranzacționate, să spunem, acțiuni din cadrul acestui indice, împreună cu top movers, da? Deci principalele acțiuni ce s-au mișcat cel mai mult în funcție de creștere și de creștere și descreștere. Da? Ok. Revenind la platformă, la următorul tool, avem Economic Calendar, da? Deci calendarul ce ne afișează datele importante din piață. După cum vedeți, astăzi, 25 iulie, ni se afișează toate raportările indicatorilor ce sunt așteptați în piață. Da? Foarte important, aici vă puteți selecta dumneavoastră la filtrul acesta țara pe care o urmăriți cel mai mult pentru a nu vi se afișa absolut toți indicatorii și în funcție de impactul pe care îl au. Da? Pe varianta high, deci cu impact cel mai mare, cel mai ridicat, a fost Consumer Confidence astăzi. Da? Totodată, după cum spuneam, vă puteți seta și alerte, push notifications, fie prin e-mail, fie pe telefon, în funcție de cum doriți. Da? Intervalul după care să vi se afișeze și așa mai departe. Calendarul poate fi văzut și în avans, da? Sau dacă doriți dumneavoastră să vedeți ce informații au apărut zilele precedente, de asemenea puteți să le observați. Totodată la partea de research, avem un market screener. Practic ne identifică, în funcție de anumite filtre, identifică anumite companii pe care le doriți. Acest lucru mi se pare foarte interesant în cazul în care căutați o anumită companie dintr-un anumit sector, să spunem, eu am bifat deja financials, un anumit sector din financials care să spunem că este inclus în Wall Street, da? În momentul acesta am selectat respectivele filtre și ni se vor afișa efectiv câteva companii, da? După care le puteți tranzacționa direct din platformă și câteva informații. Market capitalizations, da? Capitalizarea bursieră, un EPS,
randamentul dividendului și așa mai departe. Da? Totodată avem toate aceste informații de ordin fundamental, se pot selecta de aici, puteți să puneți dumneavoastră un anumit interval pe care doriți să-l folosiți pentru a vă fi cât mai ușor în a găsi respectiva companie ce doriți să o tranzacționați. Da? Ok. Așadar, în mare, cam aceasta a fost platforma. Ce ar mai fi de menționat, să spunem, ar fi următorul lucru. Pe lângă meniul acesta, după cum observați, avem și mai sus informațiile privind contul nostru cu equity, profit and loss, profit sau pierderea nerealizată și așa mai departe. Da? Secțiunea de My Payments, unde puteți să găsiți informațiile despre cum puteți să vă alimentați cardul. În principiu, cele mai simple este plata cu cardul direct sau printr-un transfer bancar. Da? Cei de la IG au conturile deschise la Lloyds, deci banca Lloyds din Marea Britanie. Aici puteți găsi și direct conturile IBAN-ul și conturile bancare, efectiv, unde puteți să transferați sumele de bani. În cazul în care doriți să faceți o retragere la un moment dat, iarăși puteți să selectați Withdraw Funds și iarăși vi se afișează două opțiuni, prin card sau prin transfer bancar. Acum, foarte important, fiind tot la zona aceasta de payments, mi se pare această opțiune Currency Conversion. Da? Practic, în momentul în care, să spunem, dumneavoastră aveți contul deschis în euro, deci dumneavoastră puteți avea contul de tranzacționare în mai multe valute de bază. Contul de bază poate fi în euro, în dolari, în lire și așa mai departe, acestea fiind cele mai utilizate dintre ele. Ei bine, în momentul în care aveți dumneavoastră deschis o anumită poziție, de exemplu euro-dolar, veți observa faptul că profitul va apărea în dolar. Da? După cum v-am arătat și la începutul webinarului, în momentul în care am deschis poziția pe euro-dolar, vedeam în prima fază profitul în dolar, având posibilitatea să ni se afișeze și în euro. Ei bine, aici puteți să vă selectați dumneavoastră momentul în care să vi se facă efectiv conversia. Da? Deci, practic, în momentul în care, să spunem, că ați închis poziția respectivă pe euro-dolar, veți avea un profit în prima fază în dolari. Dar, automat, va trebui să vi se convertească respectiva sumă în euro, aceea fiind moneda de bază a contului. Așadar, aveți aici opțiunea de daily sau în mod instant. Acum trebuie să analizați foarte bine să vedeți cursul de schimb, în sensul în care, să zicem că în momentul în care s-a închis poziția, exista un anumit curs în piață, euro-dolar, la care s-a făcut conversia, iar la sfârșitul zilei, dacă aveți selectat opțiunea de daily, să poată să fie alta, mai bună sau mai puțin bună, în funcție de momentul inițial. Aceasta este decizia dumneavoastră pe care o luați în funcție de cum doriți să vi se facă astfel conversia. Aici la My Account mai avem alte opțiuni de, să spunem, un history. Putem să vedem la transactions, putem să vedem efectiv lista completă cu toate tranzacțiile pe care le-am avut de-a lungul timpului, fie selectați aici un interval anume sau data concretă de când până când. Da? La show, practic ce se ne arată respectivul raport, putem selecta fie toate tranzacțiile sau doar anumite dintre ele în funcție de cum doriți dumneavoastră. Totodată, dacă doriți să aveți, să spunem, cum avem în cazul băncilor, un extras de cont, putem să mergem pe statement să listăm practic un extras din acesta, fie în momentul respectiv, efectiv să ia un screenshot al întregului cont cu pozițiile avute și așa mai departe. Da? Sau una anterioară. În fine, avem aici mai multe modalități de prezentare a respectivelor rapoarte. Data feeds, aici foarte important pentru cei dintre dumneavoastră care doresc să tranzacționeze o anumită companie, practic un CFD cu activ suport acțiuni, aveți acest data feed pentru a avea cotații real-time, da? Să puteți tranzacționa efectiv. Ei bine, puteți spune că de ce să mai plătesc și feed-ul de date, dar ideea este următoarea: în momentul în care vă
selectați un anumit feed de date, aveți acest rebate lever, da? Deci, practic, avem un număr de tranzacții ce se pot acoperi și în momentul respectiv se va înapoia suma respectivă, da? Toate acestea puteți observa că unele dintre ele sunt deja gratis sau pot avea anumite întârzieri, să spunem cum este în cazul acesta de 15 minute. Da? Așadar, chiar dacă în prima fază, să spunem, îi putea exista un anumit cost, se poate să-l primiți înapoi fără nicio problemă în momentul în care există numărul de tranzacții minime. La secțiunea de settings, iarăși aici avem mai multe informații. Cel mai important ce vă poate ghida în utilizarea acum a celei de-a doua versiune a platformei, și anume Pro Real Time, este să aveți aici secțiunea aceasta. Da? Deci Pro Real Time-ul se poate activa în prima fază, trebuie de fapt activată în prima fază din zona aceasta, din secțiunea aceasta, după care puteți să-l descărcați. Da? Vedeți că există într-adevăr un cost de aproximativ 180 de lei, însă dacă avem 4 tranzacții pe lună, atunci banii respectivi vor fi înapoiați fără nicio problemă sau nu se vor debita deloc în prima fază. Ok, aici alte opțiuni pe care one-click dealing, în cazul în care doriți să achiziționați efectiv CFD-ul direct în momentul în care apăsați click pe grafic, să spunem, sau în funcție de cum vi se afișează, atunci selectați de aici. Da? Diverse notificări, în fine, acestea țin efectiv de cum vă configurați dumneavoastră platforma și puteți să le găsiți mai apoi. În cazul în care nu considerați că nu funcționează ceva, puteți să-mi transmiteți și vă ajutăm cu mare drag. Ok, cam aceasta a fost prezentarea primei versiuni a platformei. Voi discuta puțin și despre Pro Real Time. Bine, la bază au aceleași informații ce sunt afișate. Dacă există anumite întrebări pentru moment, și ați dori să vă ajutăm înainte de a trece la prezentarea cele de-a doua versiuni a platformei. Pentru întrebări, avem rugămintea să folosiți fereastra de chat pe care o vedeți în cadrul webinarului. Noi vom citi întrebările astfel încât să le audă și ceilalți participanți și vom încerca să vă răspundem. Dacă aveți curiozități legate de platformă în momentul de față. Ok, am primit o primă întrebare legată de cum ați putea să vă creați în prima fază un cont demonstrativ pe această platformă, în cazul în care doriți să vedeți cum se mișcă în prima fază pe demo, automat. Ei bine, dacă intrați pe website-ul nostru, pe tradebill.eu, găsiți direct pe prima pagină, la secțiunea conturi demo gratuite, această opțiune deschide cont acum demo CFD pe Forex. Da? În momentul în care accesăm pagina respectivă, în partea dreaptă veți vedea că se deschide formularul în care vă sunt solicitate informațiile de bază pentru deschiderea acestui cont. Da? În cazul în care la un moment dat doriți să activați efectiv contul real, puteți să mergeți iarăși, să spunem că plecați de pe pagina noastră principală, la secțiunea Deschide cont și în josul paginii avem informații despre IG și iarăși opțiunea de deschidere cont. Practic aici completați dumneavoastră formularul online, după care veți putea avea două opțiuni la dispoziție pentru activarea contului. Prima ar fi să ne trimiteți nouă către Tradeville o copie după cartea de identitate și un extras de cont bancar sau să le urcați direct în platformă. Cum vă este dumneavoastră mai simplu? Avem două întrebări între timp. Dacă platforma MT4 este disponibilă pentru conturile IG, trading automat?
Ok. Din câte știu, în momentul de față, noi nu putem să oferim, din păcate, platforma de MT4, însă veți vedea că avem versiunea Pro Real Time care se aseamănă foarte mult cu respectiva platformă și, după părerea mea, chiar poate avea o execuție mai bună și se mișcă mult mai repede. Deci, răspunsul, din păcate, este că nu avem MT4, însă pentru trading automat, iarăși versiunea Pro Real Time are această opțiune și vă voi arăta imediat când fac prezentarea platformei. Și o altă întrebare, dacă cumpărând CFD-uri pe acțiuni, un investitor poate beneficia de dividende? Ok, din câte știu eu, da, pot beneficia de dividende. Acum depinde de direcția pe care o are respectivul investitor, dacă este long sau short. Depinde foarte mult de lucrul acesta și de cantitatea pe care o are deschisă pe respectivul CFD. În cazul în care, să spunem, ar fi long pentru o anumită cantitate și se oferă dividende, atunci ar trebui să resimți și dumneavoastră acest lucru. Ok, mersi. Și o altă întrebare. Care sunt condițiile pentru a deschide un cont real și dacă există o sumă minimă? Ok, deci condițiile pentru deschiderea contului real, după cum v-am spus mai devreme, ar fi acestea: să completați în prima fază formularul online de deschidere de cont, după care să atașați respectivele documente. Dacă, să spunem, nu aveți cartea de identitate, puteți folosi permisul de conducere. În locul extrasului de cont bancar, ca și alternativă, ar putea exista o factură a utilităților și așa mai departe. Deci e foarte flexibilă platforma în sensul acesta pentru documente. Mai departe, evident că trebuie să aveți dumneavoastră o oarecare experiență în piață, pentru că în momentul în care deschideți contul, veți vedea că vi se vor pune anumite întrebări legate de cunoștințele legate de CFD-uri, de aceea vă putem ajuta și noi în acest sens prin aceste webinarii. Și totodată, deci cum spuneam, experiența este necesară, având în vedere faptul că tranzacționarea se face în marjă. Practic, imobilizăm o cantitate mai mică de bani pentru o expunere automat mai mare în piață, astfel se creează acel efect de levier ce vă poate maximiza atât profitul cât și pierderea. Trebuie să aveți foarte bine în vedere acest lucru pentru a nu risca foarte mult. Ca și sumă minimă de deschidere de cont, Tradebill, după cum știți, are acel plafon de 10.000 de lei. Practic, se merge pe varianta echivalentă în valută acestei sume minime. În regulă. Se pare că acestea au fost întrebările pentru moment. Voi continua cu o scurtă prezentare și a platformei Pro Real Time. Așadar, ca modalitate în prima fază de a deschide această platformă, putem merge la secțiunea de instrumente, la Tools, da? Și avem aici secțiunea Pro Real Time. În care accesăm respectivă opțiune, vom vedea că se deschide o altă pagină de unde putem să deschidem efectiv respectiva platformă. Acum, important este faptul că în prima oară când accesați acest website, în loc de Launch Your Platform, practic în loc de a deschide platforma direct, o să vă apară secțiunea de download. Da? Totodată, Pro Real Time poate fi foarte ușor deschis și dacă, să spunem, mergem să ne delogăm pentru a vă putea arăta foarte simplu. Deci, pentru logarea în platforma de la IG, intrăm pe site-ul acestora și găsim în partea dreaptă versiunea de logare. Da? Acum, dacă introducem credențialele. Ok. O secundă. În
În prima fază ni se va deschide în felul următor. Da? Practic aici avem MyIG, vă puteți administra dumneavoastră conturile, fie cele reale, fie cele demo. Ei bine, aceasta este opțiunea pentru a deschide platforma clasică, cea pe care am văzut-o mai devreme, direct, sau putem să deschidem automat dacă avem instalat ProRealTime de aici, fără a mai trebui să intrăm în platforma clasică și așa mai departe. Asta ca modalitate dacă doriți să știți dumneavoastră cum puteți să operați. Da? Revenind la ProRealTime, practic el arată în genul acesta. Puteți să o customizați dumneavoastră după cum doriți. De aceea vă spuneam că ea seamănă foarte mult cu ProRealTime-ul. Ei bine, puteți să o customizați în așa fel încât să vi se afișeze toate căsuțele ce doriți dumneavoastră. Practic, iarăși ea se poate plia în funcție de dorința fiecăruia. Și ca și informații ce sunt afișate sunt asemănătoare. Așadar, avem aici un grafic. Da? Eu am deschis deja un grafic, de exemplu, pe Cupru. Dacă doriți dumneavoastră să căutați anumite instrumente, iarăși avem aici Finder-ul în partea stângă și puteți să căutați în funcție de numele. Iarăși avem euro-dolarul, de exemplu. Aici ne este afișată efectiv în platformă poziția pe care o avem în momentul acesta deschisă. De exemplu, putem să ne stabilim un stop loss, efectiv în momentul în care apăsăm pe Add Stop, putem să îl poziționăm undeva mai jos, să zicem. În momentul de față avem o confirmare a respectivului ordin și în modul respectiv este introdus. Același lucru se poate întâmpla și prin stabilirea unui take profit. Da? Și avem aici un potențial profit realizat sau o pierdere realizată în momentul în care vă setați stop loss-ul. Da? Pentru a închide efectiv ordinul avem acest xuleț, iarăși confirmarea și s-a închis ordinul respectiv. Da? Avem aici informații legate de ordinele pe care le-am avut mai devreme. Așadar, prezent în meniul, avem în prima fază această secțiune de file, unde puteți să vă selecta practic asemănător cu layouts din platforma clasică, în cazul în care doriți să vă setați dumneavoastră platforma să vă fie afișată într-un anumit fel. Apoi la display putem să avem anumite liste, practic este lista aceasta pe care o vedem în partea stângă. Pro Screener, Top Movers în funcție de cum s-au mișcat prin piață anumite active, anumite CFD-uri. Putem să avem aici o criterie. Scuze, Scuze un că te criteriu, întrerup, da? Adi, a apărut o întrebare dacă Sigur? există și trailing. Bănuiesc că te referă la trailing stop. Pe varianta Pro Real Time sau în principiu știu cu siguranță că avem pe varianta de clasică, după cum puteți vedea, trebuie activat această opțiune și anume dacă mergem la secțiunea de My Account, putem să mergem apoi la Settings și apoi la Preferences, unde găsim imediat mai jos, deci avem Pro Real Time și Trailing Stops, da? Deci trebuie să avem activat această opțiune, da? Pentru a putea beneficia de pe urma ei, da? Și acum ca modalitate de a fi setată, bănuiesc că trebuie cel mai bine în momentul în care este poziția deschisă. Să poată fi setată. În momentul de față, neavând o poziție deschisă, nu știu exact unde am putea să-l vedem. Da? Oricum, o să mai verific ulterior și voi reveni cu un răspuns cel mai probabil pe e-mail. Da? Mergând înapoi la Pro Real Time. Ok. Așa, deci după cum spuneam, avem Pro Screener-ul acesta, unde ne sunt afișate
diverse informații. Avem un ProScreener, practic, care ne poate ajuta. Avem aici câțiva indicatori predefiniți, practic, deci ne poate identifica platforma în funcție de, să zicem, RSI, dacă este în secțiunea de supracumpărare, instrumentele ce se află în această zonă, da? Practic, putem observa că avem, de exemplu, Audi și PI în secțiunea de supracumpărare, după cum este afișat și RSI-ul. Da? Deci, în momentul în care accesăm un astfel de instrument, o putem observa și pe grafic automat că se deschide foarte repede. La fel și Cupru pare a fi în zona de supracumpărare în momentul de față, cu un trend ascendent foarte, foarte stabil. Da? Așadar, Top Movers, Pro Real Trend Detections, în funcție de mai multe filtre aici puteți să le găsiți dumneavoastră dacă doriți, nu? Și avem identificate. Foarte important că tot am deschis acest grafic. Este următorul lucru. Voi închide pentru moment aceste, să spunem, detectări pe care le face platforma, foarte interesante de altfel, așadar puteți găsi foarte multe tool-uri care vă pot îmbunătăți, să spunem, în fază identificarea semnalelor din piață, să spunem, pe analiză tehnică, pentru cine folosește analiza tehnică. Ei bine, să spunem că deschidem un grafic pe Aud USD. După cum vedeți, deja avem prestabilite anumite linii, să spunem, o dată de suport, rezistență și o dată de trend. Da? Dacă mergem noi, în momentul de față suntem pe o oră, dacă mergem, să spunem, pe un weekly, da? Putem observa faptul că platforma ne identifică automat nivele de suport și rezistență. Foarte, foarte important de urmărit în momentul în care tranzacționați aceste informații. Cele groase, evident, reprezintă un suport sau o rezistență mai importante, iar celelalte pot fi intermediare. Da? După cum puteți observa în momentul de față, conform graficului acesta, pe varianta weekly, avem Audio USD care a depășit rezistența din format la nivelul acesta. Da? Deci, platforma automat ne identifică aceste nivele care vă pot ajuta foarte mult în tranzacționare. Pe lângă suportul și rezistență, putem identifica și trendurile pe care le formează un anumit instrument. Aici, în funcție de cum vă uitați pe o perioadă mai lungă sau pe o perioadă mai scurtă. Da? Deci aceste două opțiuni se pot selecta de sus de aici. Avem opțiunile ce le puteți selecta în funcție de ce analiză doriți să aveți noastră. Așadar, aici puteți găsi mai multe detalii. La trading, iarăși, ni se pot deschide mai multe liste pentru a putea identifica pozițiile deschise din piață. Pentru o analiză tehnică, iarăși pentru a desena efectiv pe grafic, avem mai multe opțiuni. Și opțiunile platformei efective pe care le puteți stabili. Acum, printre opțiuni ce mi se pare foarte interesant la această platformă este faptul că vă puteți selecta pentru cei care tranzacționează mai des, de exemplu, direct din tastatură deschiderea ordinelor, exact ca un trader de pe Wall Street. Ok. Revenind, aici sunt ceva liste predefinite pe care le puteți analiza dumneavoastră sau pe popular markets în care apar cele mai importante. Pentru a putea adăuga, de exemplu, un indicator pe grafic. După cum ați văzut, aveți acest buton, acest plus, unde se adaugă, de exemplu, puteți să adăugați un MACD, îl selectăm și îi dăm adăugare. Da? Aici vă puteți selecta intervalele, după care îl găsiți imediat mai jos. Da?
În cazul în care doriți să-l ștergeți, iarăși aveți direct de pe grafic opțiunea aceasta. Important, avem aici această iconiță de setări care ne afișează efectiv ordinele pe care le-am executat și prețul din piață. Da? Informații despre acesta. Pentru adăugarea unui sistem automat de tranzacționat, după cum am primit întrebarea ceva mai devreme, practic avem în stânga aici la indicatori de analiză tehnică ce doriți să-i adăugați și partea de trading automat. Aici, dacă mergem pe nou, puteți odată să vă creați dumneavoastră să programați efectiv un astfel de sistem de tranzacționare sau puteți să mergeți pe o variantă simplificată, de exemplu, aici introduceți dumneavoastră condițiile pentru ordine de cumpărare sau vânzare pentru pozițiile long, da? Și dacă mergem pe buy, pentru a seta, facem click pe indicatorul pe baza căruia se meargă respectivul sistem automat de tranzacționare și avem aici modalitățile de selectare a condiției, da? Este definită aici pentru a putea fi definită, după care îl puteți testa pe o anumită perioadă și așa mai departe. Da? Ok, nu salvăm deocamdată. Practic, în marea parte acesta a fost Pro Real Time-ul. Ce îmi place foarte mult este faptul că se încarcă foarte repede graficele și totodată, dacă doriți să tranzacționați direct din acesta, trebuie să aveți activ acest Deal True. Da? Puteți, de exemplu, să-l deconectați. Ok. Și așa, acum suntem disconnected și în momentul acesta puteți să vă jucați pe platformă fără a risca să deschideți o poziție. În modul în care ne conectăm la loc, ni se afișează și lista de poziții pe care le-am avut. Și apare și modalitatea de tranzacționare de aici, direct din grafic. După cum spuneam, pentru tranzacții se deschid foarte repede, execuția este destul de bună și vă poate ajuta în a tranzacționa. Da? Ok, dacă mai sunt acum anumite întrebări, dacă în cazul în care nu mai există, o voi lăsa pe colega mea, Georgiana, să vă prezinte câteva informații despre piața. Da? Mai avem o întrebare, dacă Pro Real Time este disponibil și pentru un Mac sau web-based? Nu este web-based această platformă, după cum spuneam mai devreme, trebuie să o descărcați în primă fază și după aceea puteți să o accesați efectiv. Într-adevăr, ea se deschide direct din browser, dar este descărcabilă, da? E versiunea descărcabilă a platformei. Acum, dacă este valabilă pentru Mac, eu tind să cred că da, că ar trebui să fie valabilă, însă rugămintea ar fi să-mi dați voie să verific și după aceea vă transmit. În regulă? Ok. Dacă mai sunt și alte întrebări? Bun, dacă mai apar întrebări, Fadi, noi Sigur că ne da, putem suntem, da, vă sunt la dispoziție întrerupe. cu mare drag. Ok, bine, păi Ok, atunci, o Georgiana, să vin eu pe la sigur, da? microfon. Ok, am primit confirmarea între timp din partea unui alt client al nostru care, după cum spuneam, este valabilă pe Mac, respectiva platformă Pro Real Time, după cum am presupus și eu. Deci o puteți folosi pe majoritatea sistemelor de operare fără niciun fel de problemă. Ok. Adi v-a făcut până acum o prezentare foarte interesantă a platformei și a felului în care o puteți folosi pentru a tranzacționa. Eu aș vrea să discut puțin despre cum completează acest serviciu, IG Markets, oferta
generală a Tradeville, după care să vorbim puțin despre câteva idei de tranzacționare, câteva oportunități din piață în momentul de față. Eu voi vorbi în seara aceasta despre câteva companii și sectoare care mi se par interesante în momentul de acum. Iar mâine seară, colegul nostru Mihai Nichișoiu va ține un alt webinar în care va discuta despre piețe dintr-o perspectivă macro, top-down, să zicem, trecând prin principalele perechi valutare, mărfuri precum aur, argint, petrol, indici bursieri și piețele de obligațiuni. Dacă aveți întrebări legate de ceea ce vă voi prezenta, vă încurajez să folosiți fereastra de chat. Dacă nu știu să vă răspund punctual, o să încerc să vă răspund în perioada următoare pe e-mail. Ok. Pe IG Markets puteți tranzacționa o gamă largă de instrumente, așa cum deja ați văzut, perechi valutare, indici bursieri, acțiuni de la companii din lumea întreagă, în marjă. Acest lucru completează serviciul nostru de tranzacționare pe piețele internaționale, Star Trade in Italy. Fiecare dintre cele două servicii, considerăm noi, este mai potrivit pentru un anumit tip de investitor și prezintă anumite avantaje. De exemplu, serviciul Star Trade in Italy, prin care vă oferim acces spot la piața americană, piața din Canada, principalele piețe din zona euro, Regatul Unit și Polonia. Le este mai accesibilă poate investitorilor mai începători, care până acum au avut experiență doar pe Bursa de Valori București. Și este destul de ușor pentru ei să facă trecerea, pentru că este aceeași platformă de tranzacționare, deci nu trebuie să învețe un sistem nou. Și de asemenea, tranzacționează în același fel. Adică atunci când deschid o poziție, au nevoie să imobilizeze întreaga sumă necesară tranzacției și încasează în cont toate drepturile, de exemplu dividende, drepturi pentru majorări de capital și așa mai departe. Pe acea platformă însă, din păcate, nu pot vedea evoluția acțiunilor în timp real. Deci atunci când doresc să pună un ordin de tranzacționare, trebuie să caute un preț din alte surse. De exemplu, site-urile importante care oferă cotații financiare, MarketWatch, Yahoo Finance, Google Finance, acestea de obicei oferă cotații în timp real sau întârziate cu 15 minute. Pe platforma StarTrade.ro pentru INTL se poate vedea doar prețul de închidere al zilei precedente. În schimb, folosind platforma IG pentru a deschide o poziție similară pe o anumită acțiune care vă interesează, puteți vedea cotațiile. În timp real puteți vedea de asemenea un grafic al acțiunii pe care intenționați să o cumpărați, așa cum v-a arătat Alex scuze, Adi, pentru diferite intervale de timp și de asemenea puteți urmări în timp real evoluția odată ce o dețineți în portofoliu. Orarul de tranzacționare, sigur, afectează acțiunile și tranzacționarea pe ambele platforme. Puteți pune ordine de cumpărare sau de vânzare doar în timpul ședinței din piața de bază. Dar, desigur, este mai interesant să le putem și urmări în timp real. De asemenea, folosind platforma IG Markets, puteți face analiză tehnică pe acele acțiuni care vă interesează. Ceva ce, din păcate, pe Star Trade in Italy nu aveți în momentul de față la dispoziție. Alte lucruri care mi se par interesante pe platforma IG sunt faptul că puteți deschide poziții short,
Adică atunci când vă așteptați ca prețul unei acțiuni sau al unui indice bursier sau în general al unui instrument să scadă, puteți deschide o poziție care să beneficieze de această mișcare. În schimb, pe platforma și pe contul Star Trade INTL, nu puteți deschide în momentul de față decât poziții long. Pentru a putea capitaliza pe marginea unei scăderi, trebuie să căutați un instrument de genul unui fond de investiții care să vă ofere expunere inversă, un ETF invers. De asemenea, pe Star Trade INTL nu puteți crea levier decât tot așa prin intermediul unor fonduri de investiții care sunt administrate de așa natură încât să ofere levier dublu sau triplu. Adică să administre, să amplifice de două sau de trei ori mișcarea. Dar cam atât și acestea nu sunt disponibile pentru toate ideile de tranzacționare. Adică pe piețele cele mai lichide, cele mai tranzacționate, cele mai vizibile sectoare, sigur, cel mai probabil veți găsi un ETF, dar pe cele mai nișate, cele mai puțin cunoscute și mai puțin lichide, probabil că nu veți găsi nici ETF-uri inverse și nici ETF-uri cu levier. Deci este un punct în plus pentru IG, din perspectiva mea. Și un alt aspect pe care l-aș evidenția este că pe IG aveți acces și la companii, acțiuni importante din alte piețe decât cele disponibile pe Star Trade INTL. În momentul de față, cum spuneam, pe contul INTL, vă oferim acces la piețele nord-americane și principalele piețe europene. Nu vă oferim acces la companii din Asia sau din țări emergente, din America Latină, de exemplu. Dar pe acestea le puteți găsi sub formă de CFD-uri pe platforma IG Markets și tranzacționându-le puteți beneficia, de exemplu, de dividendele pe care ele le plătesc, dacă sunteți pe o poziție long și așa mai departe. Ceea ce încerc să vă transmit este că, într-un fel, serviciul IG ar trebui să vină în completarea unui portofoliu universal, să zicem, al unui client. De obicei, când suntem începători la bursă, începem prin a investi pe piața cea mai familiară, cea mai cunoscută nouă, în acest caz ar fi Bursa de Valori București. Apoi, pe măsură ce căpătăm mai multă experiență, devenim un pic mai sofisticați, mai conștienți și mai atenți de faptul că se întâmplă mișcări importante și pe piețele internaționale, intrăm și pe acțiunile unor companii externe și aici devine util un serviciu precum Star Trade INTL. Iar ulterior, pe măsură ce căpătăm și mai multă experiență și ne dorim să putem accesa și mai multe instrumente, ne putem îndrepta către un cont precum cel de la IG Markets. Ok. Vă promisesem că vom discuta despre câteva idei de tranzacționare în momentul de față. Nu sunt neapărat recomandări de investiție, nu aș vrea să le luați ca atare. Eu, în calitate de broker, nu vă pot face recomandări explicite de investiție. Aceasta este mai degrabă datoria unui consultant de investiții sau unui analist, dar putem discuta despre lucruri care ni se par interesante în piață la un moment dat, iar decizia finală de investiție să fie întotdeauna la dumneavoastră. O să mă întorc puțin către platforma web-based IG-ului pe care v-a arătat-o Adi mai devreme. Este mai cunoscută și prefer să lucrez pe ea. Și
Aș vrea să vorbim puțin despre niște sectoare ale bursei americane, de exemplu, care nouă ni se par foarte atractive în momentul de față. De altfel, aș vrea să menționez că atunci când deveniți clienți asistați la Tradeville, puteți primi e-mail-uri cu notificări legate de știrile importante care s-au anunțat pe anumite companii, rezultatele financiare care au apărut, acțiuni care la un moment dat ni se par mai atractive. Și în ultimul timp am transmis către clienții noștri notificări legate de toate aceste idei pe care vi le voi prezenta acum. De exemplu, luna trecută am citit în presa de specialitate, în Bloomberg, că administrația prezidențială din Statele Unite pregătește un ordin prezidențial care ar favoriza companiile din sectorul de biotehnologie și, în general, farmaceutic. Acest lucru ne-a atras atenția pentru că, în 2015, sectorul per ansamblu s-a corectat destul de mult, a pierdut cam o treime din valoare. Și acest lucru s-a întâmplat pentru că, la vremea respectivă, Hillary Clinton, care era candidată la nominalizarea Partidului Democrat pentru a participa la alegerile prezidențiale, a lansat un atac destul de puternic la adresa acestor companii. Este vorba despre faptul că în Statele Unite multe companii din sectorul farmaceutic, îndeosebi cele de nișă, practică niște prețuri foarte ridicate la medicamentele lor. Practic, îi taxează pe pacienți atâta cât aceștia pot să plătească, deci cât suportă piața. Și Hillary Clinton a atacat această practică pe motivul că ea nu ar fi etică. Iar de îndată ce a lansat ea aceste prime acuzații, întreg Partidul Democrat s-a strâns, să zicem, în spatele ei, a oferit susținere pe această idee și au lansat chiar și investigații. Desigur, acțiunile s-au corectat pentru că investitorii s-au temut că aceste investigații s-ar putea concretiza în amenzi, în schimbări de legislație care să limiteze capacitatea acelor companii de a taxa, de a practica prețuri exagerate la medicamente și le-ar fi afectat veniturile și profiturile viitoare. După scăderea importantă din 2015, acțiunile au rămas într-un range, într-un interval destul de larg în care au așteptat practic să vadă ce urmează să se întâmple și vă voi arăta un grafic pentru un instrument care replică un portofoliu de astfel de companii. Se numește iShares Nasdaq Biotech ETF și este un fond de investiții creat din unele dintre cele mai importante companii din acest sector. Dacă ne uităm pe graficul lui, ok, așteptăm să se încarce graficul. Și ar trebui să vedem această corecție importantă în 2015. Ok, se pare că am o problemă cu flash player-ul de pe laptop. Sper să se încarce totuși graficul. Ok, până se încarcă graficul, eu o să-mi continuu povestea. Vom vedea că de curând, mai exact după ce au apărut acele informații despre intențiile lui Trump în acest sens, acțiunile au început din nou să crească.
Ceea ce își dorește să facă Trump, ideea lui de reformă a acestui sector, nu este de a investiga mai în detaliu companiile, de a le impune restricții la prețurile pe care le pot practica, ci, dimpotrivă, dorește să crească competiția pe medicamente generice, deci practic pe altă zonă a pieței unde nu există această problemă, și în general să relaxeze reglementările. Ceea ce ar însemna că pentru aceste companii, pericolul unor investigații mai serioase, care ar putea afecta veniturile și profitabilitatea, pare să se fi diminuat. S-a deschis în sfârșit graficul. Și aș vrea să mergem un pic mai în urmă pentru a vedea o imagine mai de ansamblu. Acest este un grafic zilnic. Dacă trecem pe un grafic lunar, putem vedea exact mișcarea despre care vă povesteam. Scăderea din 2015, un pic din 2016, prin care sectorul a pierdut cam o treime din valoare. Apoi, consolidarea de anul trecut, când investitorii au așteptat să vadă, în primul rând, cine va câștiga alegerile prezidențiale, pentru că dacă ar fi câștigat democrații, probabil că s-ar fi ținut de cuvânt și ar fi luat măsuri mai drastice împotriva acestor companii. Iar de îndată ce s-a dovedit că Donald Trump probabil nu va lua măsuri serioase la adresa lor, acțiunile au început să crească. Cu riscul, sigur, unor corecții generalizate pe bursă, care se pot întâmpla în urmă oricând, sunt destul de imprevizibile, și cu riscul unor evenimente punctuale, specifice unei companii din sector sau alteia, noi ne așteptăm totuși ca și acest sector să recupereze din decalajul pe care îl are față de restul bursei. Bursa americană este la minime record, dar sectorul de biotehnologie și farma este cam la 20% de maxim în momentul de față. Și, cu alte cuvinte, ar exista spațiu pentru aprecieri suplimentare. Ok, am primit câteva notificări din partea unui domn. Ne-a transmis că ne-a trimis un e-mail la care cel mai probabil voi vedea unde l-a trimis exact și mâine va primi un răspuns. Da? Referitor la platformă, are dumnealui ceva întrebări. Ok, credeam că sunt despre sectorul farmaceutic. Ceea ce v-am arătat acum este un grafic cu ETF-ul pentru sector, dar la fel de bine ne putem îndrepta atenția și către acțiuni individuale. De exemplu, câteva nume din acest sector și care intră de altfel și în componența ETF-ului ar fi Gilead, este una dintre cele mai mari companii de biotehnologie din Statele Unite. Nu voi intra în foarte multe detalii despre fiecare dintre aceste companii, nu avem foarte mult timp, dar dacă vă interesează una în mod aparte, ne puteți transmite un e-mail și noi revenim cu mai multe informații. O altă sugestie ar fi Biogen. La fel, una dintre marile companii a raportat astăzi situațiile financiare pentru trimestrul al doilea și s-au dovedit a fi peste așteptările pieței, sau Amgen, tot din cadrul sectorului. Apropo de acest lucru, suntem acum în plină perioadă de raportări. Companiile americane își anunță veniturile și profitul net pentru trimestrul al doilea. Deci un pic de atenție atunci când intrați în piață, să știți când raportează o companie, în ce zi și că poate exista volatilitate în jurul acestor anunțuri. Ok. O altă idee care mi s-a părut interesantă a fost legată în ultimul timp de
sectorul bancar din Statele Unite. Tot pentru că am văzut o știre importantă la nivel sectorial și pentru că la nivel macroeconomic contextul pare a fi favorabil sectoarelor ciclice și celor mai mult decât atât care pot beneficia de creșteri ale dobânzilor. Sectorul bancar până acum a fost testat an de an după criză de către Rezerva Federală, respectiv Banca Centrală din Statele Unite, pentru a vedea cam cât de bine stau cu revenirea după criză și dacă au suficiente fonduri, suficient capital pentru a face față unei noi viitoare crize. Deci Rezerva Federală le face ceea ce le aplică ceea ce se cheamă teste de stres. Până acum, deci până anul acesta, în fiecare an, Rezerva Federală a impus niște limite asupra dividendelor pe care aceste bănci le pot plăti investitorilor lor, astfel încât băncile să-și păstreze cât mai mulți bani în bilanț și să fie cât mai bine protejate în cazul unei noi crize. Însă, anul acesta, pentru prima dată după 2008, cum spuneam, Rezerva Federală și-a schimbat un pic atitudinea și a permis băncilor să plătească până la 100% din profiturile pe anul următor către acționari. Practic au considerat că gata, au acumulat destul capital după criză și că sunt suficient de bine protejate și pot începe să-și compenseze din nou mai generos investitorii. Cu alte cuvinte, în următorul an s-a dat liber la dividende și programe de răscumpărări de acțiuni, ceea ce băncile mari, de exemplu JP Morgan, Bank of America, Citigroup și Wells Fargo, deja s-au grăbit să anunțe. Ar fi deci prima dată după criză când aceste bănci pot fi din nou generoase cu investitorii lor. Ne vom uita și aici la un grafic sectorial. Pe sectorul bancar. Ok, pentru a vedea cum a reacționat. În aceeași măsură vă spuneam că sectorul este expus unui fenomen care pare să capete amploare pe piețele internaționale, respectiv creșterea dobânzilor pe termen lung. Ok, avem aici s-a deschis graficul, el este la nivel lunar. Dacă ne uităm puțin mai în detaliu, ok, vom vedea că este încă într-un fel de range, într-o zonă în care a consolidat. Graficul lunar arată o creștere destul de importantă după 2009, însă aș vrea să precizez că la nivelul profitabilității, băncile și-au revenit în ultimii ani mai degrabă pe volume, pentru că au dat credite în mai multe, au creditat din ce în ce mai mult economia, însă marjele lor de profit până acum au fost destul de modeste, în niciun caz nu sunt la nivelurile de dinainte de criză. Însă, din faptul că au început să crească dobânzile la termen lung pe piețele externe și cresc mai repede decât dobânzile pe termen scurt, înseamnă că dobânzile la care băncile dau credite cresc mai repede decât cele la care ele se finanțează. Și din acest ecart poate să crească și marja de profit a băncilor. Deci, în perioada următoare, dacă se continuă trendul de creștere a dobânzilor, sectorul bancar ar trebui să fie printre cele mai favorizate de acest fenomen. Ok. Cum spuneam, acesta este ETF-ul la nivel de sector. Ne putem uita și la nume individuale. Principalele bănci americane sunt cu siguranță prezente pe platforma IG,
De exemplu, avem Citigroup, JP Morgan, simbolul JPM, JP Morgan Chase, mai exact. Ok. JP Morgan a avut în mod deosebit în trimestrul al doilea cel mai profitabil trimestru din istoria sa. Wells Fargo a avut în trimestrul al doilea prima creștere a profiturilor din ultimele 7 trimestre. Ei au fost un pic afectați anul trecut de un scandal corporativ. Bank of America, de asemenea, ar trebui să fie tranzacționabilă prin IG. Ok. Și așa mai departe pentru alte bănci americane care vă interesează. Ok. Tot la nivel de sector, am putea discuta puțin despre sectorul producătorilor de cupru. Aceștia ar putea beneficia de faptul că 2017 pare să fi surprins așteptările investitorilor în legătură cu China. La începutul anului, autoritățile de la Beijing dădeau semne că s-ar concentra mai puțin pe stimularea economiei în 2017 și mai mult pe reducerea riscurilor din sistem, în deseba riscurilor financiare, de creditare și din sistemul bancar. Și pentru acest lucru au redus lichiditatea din piața bancară, ceea ce a împins dobânzile în sus și a încetinit un pic creșterea unor segmente tradiționale ale economiei chineze, cum ar fi piața imobiliară și de construcții. Cu alte cuvinte, bazându-ne pe aceste semnale trimise de oficialități la începutul anului, părea mai probabil ca în 2017 China să decelereze. Însă, din datele economice raportate pentru primul trimestru și recent pentru trimestrul al doilea, se pare că economia chineză ar putea anul acesta să raporteze, de fapt, o accelerare pentru prima dată în ultimii ani, după câțiva ani de încetinire continuă. Și acest lucru pare să fie o surpriză de fapt, este o surpriză pentru piețe și pentru investitori și poate favoriza anumite sectoare și companii. De exemplu, cuprul este un metal foarte strâns legat de economia chineză. El a fost puternic folosit în ultimii ani în construcții, îndoseli, și este văzut în general de către investitori ca un fel de barometru pentru economia chineză. Atunci când aceasta mergea bine, cuprul creștea. Când avea perioade de încetinire, cuprul s-a corectat destul de puternic. Acum că economia chineză pare să accelereze, cuprul încearcă să iasă dintr-un range în care a stat în ultima perioadă. Sper să pot deschide graficul. Ok. Și dacă reușește într-adevăr să facă această mișcare, ar trebui să fie favorizați, desigur, producătorii de cupru. Iată un grafic lunar unde se vede foarte bine ceea ce vă spuneam un pic mai devreme. Vedem faptul că din 2011 cuprul a început să alunece. Și acest lucru s-a întâmplat în sincron, sau mai bine spus, din cauza încetinirii economiei chineze. În 2016, cuprul și-a atins minimul. Știm cu toții că au fost niște turbulențe importante pe burse. În bună parte ele s-au datorat deprecierii yuanului, incertitudinilor legate de cum avea să evolueze economia chineză anul trecut. Dar mai degrabă acela a fost un moment de minim. În ultimele luni, cupul a rămas în acest interval destul de strâns de tranzacționare, din care pare să iasă acum.
Pe platforma IG puteți tranzacționa atât cupru în mod direct. Avem aici câteva contracte pe marfa în sine, spot și futures. De asemenea, puteți tranzacționa acțiunile unor companii producătoare sau chiar un ETF pe producători, dacă vreți un pic mai multă diversificare. Sugestia pentru ETF ar fi Global X Funds, Global X Copper Miners, cu simbolul OPX, care, desigur, replică îndeaproape evoluția metalului în sine. Ok, așteptăm acum să se deschidă graficul. Și vedem că, iată, la rândul său, pare să fi început o mișcare ascendentă în ultimele săptămâni. Iar pentru aceia dintre dumneavoastră care sunt interesați de acțiuni individuale, putem discuta despre Freeport McMoRan. Este unul dintre cei mai mari producători de cupru listați la nivel global. Întâmplător, astăzi, înainte de deschiderea pieței, a raportat rezultatele financiare pentru trimestrul al doilea. Acestea au venit un pic peste așteptările pieței, dar beneficiind și de acest mediu foarte bun pe cupru în general, deci de contextul macro, astăzi are o evoluție foarte bună. Dacă nu mă înșel, față de deschiderea pieței, a câștigat deja 10-14% doar astăzi. Acum depinde un pic și de orizontul de timp al fiecărui investitor. Dacă sunteți mai speculativ, această mișcare poate părea exagerată pe termen scurt. Dacă sunteți un investitor cu orizont de timp mai îndelungat, cu un pic mai multă răbdare, poate considerați că mișcarea este încă la început, că dincolo de această euforie de astăzi există fundamente ca ea să continue și în viitor și poate o analizați în vederea deschiderii unei poziții. Ok, Georgiana, între timp am mai primit noi o întrebare. Da. Pentru aluminiu, sunt așteptări similare cu cele pentru cupru? Domnul care ne întreabă are de asemenea observația faptului că cotația aluminiului pare să fie în revenire față de anul trecut. Ok, despre aluminiu trebuie să recunosc că nu am la fel de multe informații. O să caut un grafic. Ok, avem doar companii. Din câte știu, știri mai interesante pe aluminiu am văzut în primăvară, în sensul în care autoritățile de la Beijing erau interesate să îi forțeze pe producătorii locali să mai limiteze un pic producția. Contextul era cel în care peste iarnă poluarea în anumite orașe mari din China atinsese cote destul de ridicate, din cauza termocentralelor care mergeau la cotă maximă, din cauza companiilor din industrie care funcționau destul de încărcat, să zicem, la capacitate ridicată. Și printre acestea, în anumite zone afectate în mod deosebit, erau predominante fabricile de aluminiu și de echipamente care folosesc această materie primă. Și ca atare, pentru a reduce puțin problema poluării, guvernul a sugerat, a impus, printre alte măsuri, reducerea producției. Atunci când producția scade, practic oferta scade și pe piață ar trebui să vedem o creștere a prețului. Nu am urmărit însă în ce măsură s-a concretizat ea mai recent. Ca atare nu vă pot da un răspuns foarte la zi, foarte în temă la întrebarea aceasta, însă mă pot documenta și să revin pe e-mail în perioada următoare.
În general, pare să fie în momentul de față pe piețe un context destul de bun pentru metale industriale și e posibil ca și aluminiu să facă parte din acest tablou. Dar avem nevoie de un pic mai multe informații. Altcineva întreabă dacă mai devreme vorbeam despre bănci americane sau internaționale. Într-adevăr, am vorbit deocamdată mai mult despre bursa americană, dar contextul de creștere a dobânzilor a fost vizibil în ultimele săptămâni, nu numai pe piața americană, ci și la nivel global. Adică au crescut dobânzile și din zona euro, și din România, de ce să nu spunem dacă toți suntem aici, și acest lucru s-a simțit în cotațiile băncilor de pretutindeni. Au crescut băncile din Germania, Italia, băncile franceze, băncile canadiene, unde, iată, Canada este a doua economie dezvoltată care a început să crească dobânzile după criză, după exemplul Rezervei Federale. Am văzut o mișcare în acest sens luna trecută. În Australia se întâmplă același fenomen, pentru că investitorii își cam dau seama că economiile merg suficient de bine cât să nu mai aibă nevoie de susținerea băncilor centrale prin măsuri extraordinare de stimul. Ca atare, se așteaptă ca băncile centrale să-și mai retragă din susținere și dobânzile au început să crească peste tot. Ok. Înainte de a închide, aș vrea să mai vorbesc despre câteva companii care mi se par interesante în mod punctual. Până acum am vorbit mai mult despre sector. De exemplu, Twitter este o acțiune care a rămas un pic în urma raliului din sectorul de IT în ultimii ani. Vom deschide și un grafic. Acest lucru s-a întâmplat pentru că de la listare și până acum Twitter nu a reușit să raporteze creșteri de profit. De fapt, a raportat numai pierderi. Ok. Deși Twitter, ca să spunem așa, stă pe o bază importantă de utilizatori, cred că cam 330 de milioane de persoane sunt înscrise pe această rețea de socializare și o bună parte sunt activi zilnic sau cel puțin lunar, compania nu a reușit să monetizeze acest activ. Cu alte cuvinte, nu reușește să genereze suficiente venituri, fie ele din publicitate sau alte forme de marketing, pentru a exploata baza de utilizatori. Insuficiente venituri, cheltuieli destul de ridicate, s-au tradus în pierderi sau profituri foarte reduse. Ceea ce a atras însă atenția pieței a fost că rezultatele pe trimestrul întâi au venit mai bune, au venit peste așteptările analiștilor și compania a raportat și o situație foarte bună a bilanțului, cu mult cash și aproape fără datorii. Ceea ce o face atractivă este, după părerea mea, faptul că există două scenarii favorabile pentru această companie. Fie reușește să-și revină de una singură, pentru că reușește să își schimbe strategia, să monetizeze mai bine această bază de utilizatori și atunci acțiunile ar trebui să crească, fie nu reușește să facă acest lucru, dar baza de utilizatori și bilanțul sunt suficient de atractive cât să o facă o țintă de preluare pentru altă companie mai mare. În sectorul de IT, cam aceasta a fost norma.
Fie companiile au descoperit singure o rețetă a succesului și au devenit giganți precum Amazon sau Facebook sau Alphabet, fie au fost preluate pe modelul preluării LinkedIn de către Microsoft în anii trecuți. Sigur, există și situația în care nu-i se întâmplă nimic, nu este preluată și situațiile financiare continuă să se deterioreze. Însă venind deja după o scădere destul de importantă, circa 20 de dolari pe acțiune în momentul de față versus 70 de dolari atinși după listare, cumva trendul negativ pare să fie deja integrat în preț și spațiul pentru o surpriză ar fi mai degrabă în sus. Ok. Mai am două exemple de companii. Una este tot de pe piața americană și este un exemplu de short. Cum spuneam, platforma IG este singura dintre serviciile Tradeville disponibile în momentul de față pe care puteți iniția poziții short, pe care practic puteți paria pe o scădere a acțiunilor. Și exemplul despre care vreau să vorbim este IBM, una dintre cele mai mari companii din sectorul de IT american și una dintre cele mai vechi, circa un deceniu de la înființare, dar care în ultimii ani nu a reușit o performanță foarte bună. De altfel, pentru trimestrul al doilea a raportat a 21-a scădere consecutivă a veniturilor. Cred că avem o problemă cu graficul și o să-l închid momentan. Acest lucru se întâmplă pentru că compania a reacționat destul de greu pentru a se adapta la tendințele din ultimii ani. A rămas un pic în urmă față de toată nebunia cu cloud computing, cu internetul mobil, securitatea informației și ca atare în aceste spații au intrat alte companii care s-au impus și care fac mediul acum mult mai concurent, mult mai competitiv. De exemplu, Amazon, Cisco, Oracle pe cloud computing și așa mai departe. Ca atare, IBM este un pic întârziată la petrecerea aceasta, îi va fi destul de greu să intre și să se impună pe aceste piețe și nu par nici să execute prea bine la nivel managerial aceste mișcări. Ca atare, 21 de trimestre consecutive de scădere a veniturilor, au început să le scadă și rezervele de cash, profiturile pe ultimul trimestru au venit sub așteptări și, în general, acțiunea s-a aflat pe un trend lin de scădere, în ciuda faptului că sectorul pe ansamblu a crescut în ultimii ani și că ei au avut niște programe foarte generoase de răscumpărări de acțiuni. Practic, după criză, ei s-au împrumutat nu atât pentru a investi, ci pentru a face răscumpărări de acțiuni. Răscumpărările de obicei tind să susțină sau chiar să crească prețul unei acțiuni, dar în cazul lor nu a funcționat deloc. Deci este posibil că această companie care nu reușește să se impună pe piețele ultracompetitive din Statele Unite, care nu reușește să inoveze suficient de repede pentru a ține pasul cu rivalii săi, nu reușește să își crească rezultatele financiare, să fie în continuare o dezamăgire pentru investitori și să rămână pe un trend de scădere. Deci ar putea fi o idee pentru cer scuze pentru o poziție short. Ok. Și ultimul exemplu despre care voiam să discutăm este Toshiba. Așa cum vă spuneam, din nou platforma IG este singura prin care aveți acces în momentul de față la piețele din Asia. Acum Toshiba, conglomeratul japonez, a fost anul trecut destul de mult în atenția presei financiare, pentru că au avut probleme mari cu
o divizie a lor din Statele Unite. Este vorba de Westinghouse, care se ocupă de construcția de reactoare nucleare. În ultimii ani, mai precis după 2011, de la Fukushima încoace, industria nucleară a fost sub oarecare presiune. S-au construit destul de puține reactoare în țările dezvoltate și cu probleme. În general, proiectele au avut tendința unor întârzieri majore, a unor depășiri de buget, a unor penalități pentru constructori și, ca atare, companii precum Westinghouse, această divizie a Toshiba, au avut pierderi și anul trecut s-a dovedit că riscau să intre în insolvență. De altfel, au și intrat în martie 2017, iar Toshiba, în calitate de companie mamă, s-a trezit cu o gaură semnificativă în bilanț. Adică vorbim de peste 3 miliarde de dolari legate de acest faliment al Westinghouse, care i-au făcut pe investitori să se întrebe dacă nu cumva chiar Toshiba în sine, compania mamă, ar risca să intre în faliment. Este vorba, desigur, despre una dintre cele mai mari și mai cunoscute și mai vechi, să zicem, companii din Japonia, care în momentul de față se află în situația în care, dacă nu reușește să-și acopere gaura din bilanț, va fi delistată de pe bursa de la Tokyo până în primăvara anului viitor, până în martie 2018. Totuși, compania nu a stat chiar cu mâinile în sân. Încearcă să-și vândă o divizie de chipuri de memorie, una dintre cele mai profitabile divizii ale lor, care se pare că le-ar genera suficient cash pentru a acoperi în bună parte problemele de la Westinghouse. De asemenea, încearcă să vândă Westinghouse, să închidă, să rezilieze contractele păguboase pe care le aveau prin această divizie și, în general, încearcă să se salveze. Până la sfârșitul acestei săptămâni vom avea informații despre tranzacția diviziei de chipuri de memorie, dacă ea se va încheia cu succes sau nu. Va fi o știre importantă pentru companie. Și tot legat de această tranzacție, merită spus faptul că în Toshiba a intrat în trimestrul trecut David Einhorn, unul dintre marii manageri de fonduri de investiții de pe Wall Street, care i-a acordat astfel un vot de încredere companiei. Am discutat despre ea pentru că, de obicei, companiile care s-au corectat puternic și care vin cu un plan de restructurare, cu un plan de salvare, atrag atenția investitorilor ca turnaround stories, adică povești care se pot întoarce dintr-un loc mai puțin favorabil, dintr-un scenariu negativ. Încă nu este clar ce se va întâmpla cu ei, dar cred că este o companie pe care o putem urmări în perioada următoare. Dacă reușește acea tranzacție, acea vânzare, s-ar putea să asistăm la creșterea ale acțiunii. Dacă nu-i reușește plasamentul, s-ar putea să urmeze noi scăderi importante. Deci, din punctul meu de vedere, oportunități de tranzacționare vor exista în perioada următoare. Ok. Adi, nu știu dacă au apărut alte întrebări pe serviciul de chat. Ok, nu au mai apărut întrebări. Dacă aveți întrebări dincolo de seara aceasta, dincolo de acest webinar, ne găsiți oricând pe e-mail sau la telefon. Ne puteți scrie pe adresa brokers@tradeville.eu și vă voi răspunde ori eu, ori între colegii mei. Cu întrebări despre piață, despre platforma IG sau alte platforme ale Tradeville. Eu vă mulțumesc pentru participarea la acest webinar. Menționez că discuția noastră a fost înregistrată și mâine veți putea
primi linkul către înregistrare pe e-mail sau puteți urmări și altă dată dacă doriți să reluați anumite aspecte ale ei. De asemenea, încă o dată vă invit la webinarul de mâine seară al colegului nostru Mihai, care va vorbi despre piețele externe la rândul său și, în general, la toate webinariile și seminariile TradeVille la care puteți participa. Sunt gratuite, apucăm să ne cunoaștem un pic mai bine și să discutăm mai în detaliu despre piețele și companiile care vă interesează. Vă mulțumim pentru participare. Adi, dacă vrei să mai adaugi ceva? Păi același lucru aș dori să vă transmit și eu. Vă mulțumesc mult pentru faptul că ne-ați ascultat în această seară. În continuare, dacă aveți dumneavoastră anumite întrebări la un moment dat, vă stăm la dispoziție cu mare drag și fie pe telefon, fie pe e-mail ne puteți găsi. Vă mulțumesc mult. O zi O bună seară vă urez. bună! La revedere!